7 dimineața, pornim spre Pont Savan. Banaluan Bus Station, mergem spre Pont Savan, 13 euro. Sunt aproape 200 km. Am dat 13 euro pe bus, dar am găsit o variantă mai ieftină chiar cu 11 euro de la stația Banaluan Bus Station. Și aici este 200 de mii. Și ne-am dat 250 de mii. Și 6 ore de mers cu busul. Am împărțit șoferul pungi pentru oameni care vor să vomite pe drum. Popas, drumul foarte varză până aici. Am făcut 4 ore. Și avem pe cineva în spatele nostru care vomită într-una. E nasol rău. Popas de fructe. Broaște. Mergem de 8 ore cel mai prost drum ever. Suntem între noi. Și asta din cauza că au înghesuit oamenii în impusul ăsta. Am ajuns după 9 ore. Cel mai horror drum ever. Majoritatea vomitau și era foarte mult praf pe drum pentru că nu sunt străduțe mega bune. A fost hardcore. Nu ne-am luat cazare, mergem să căutăm o cazare, că nu știam unde e terminalul și am zis mai bine venim la terminal și căutăm de aici. Ca să putem să și întrebăm busul de întoarcere spre Van Vieng. Am găsit cazare fix lângă terminal cu 100 de mii. Hai să vedem camera. 100 de mii pe noapte, 5 euro pe noapte. Nu, 4 euro și ceva. 4 euro 70 pe noapte. Asta este camera. Ne-am instalat. Suntem rupți de foame. Am mâncat doar niște banane azi și mazăre prăjită. Am găsit guest house vis-a-vis de stația de bus. Drumul a fost foarte, foarte prost, cel mai prost de până acum, din toate călătoriile noastre. Când am urcat cu mașina în Peru la 5000 de metri. Sau în Bolivia. Nu ne-am simțit așa dubios. Bine, vomitau și oamenii, era... Capacitatea era de 15 persoane și a băgat 20 om. Pentru un drum de genul ăsta chiar e normal super. Când l-am văzut 200 și ceva de kilometri, ok. Dar 8 ore, o grămadă. 4 km de mers pe jos până dăm de un loc interesant de mâncare.
Am mers 4 km pentru bomb restaurant. Nicio. Nu am rămas să mâncăm în acest loc pentru că nu mânca nimeni și era pustiu. Mergem să căutăm alt loc. E cam pustiu orășelul. Foarte pustiu. Așa, am întrebat și de tur. Pentru că suntem într-un loc foarte... neturistic. Neturistic. $80. $80. Pentru două persoane. Așa că trebuie să ne găsim un scooter să-l închiriem. La niciun restaurant din zona asta nu scrie prețul. Da, și după aia surpriză. Și nu scrie în engleză. Am luat un orez, e pentru două persoane, l-am împărțit. Plus, ne-am mai luat niște legume pe care le-am mâncat instant, că eram rupt de foame. Și un pește pentru $6. Mai puțin de $6. Mai puțin, da. Plus pește cu ceapă și ghimbir. Delicios. Ce oraș super pustiu. După ora 9, toată lumea la cuib. La cuib. Până și benzineria s-a închis la ora 9. Ultima oară când am închiriat scuterul, ne-a zis omul că dacă ne prinde poliția după ora 9, ne dă amendă, plătește amenda. Încă 4 km de mers pe jos. Ce-i drept, am meritat că am mâncat. Altă benzinărie închisă, dacă vrei să bagi benzină după ora 9, n-ai nicio șansă. 4 km în 44 de minute. E foarte pustiu locul. Și mulți câini. Mulți câini, da.